Salutare, băieți. Direct din Polotozaur. Ce crezi? Azi umblăm să rezolvăm niște chestii pe oraș. Am fost până la Lidl să las o mașină din șurubat. Bună, dar proastă. Mă duc la contabil să rezolvăm treburile cu e-factura vieții. Nu e ușor în business, mama lui din business care l-a făcut și l-a adres. Apoi o să mergem împreună la Volvo să iau un furtun. Țineți-vă bine, un furtun de 1500 de lei. Da, ați auzit bine, un furtun 1500 de lei. Dacă vă întrebați, bă frate, dar tu n-ai găsit tu mai ieftin din dezmembrări sau aftermarket? Am căutat în toată lumea, nu exagerez, adică toată lumea înseamnă pe tot internetul. Tot internetul. Hai mă mai odată că nu stau după tine. Și nu se găsește decât pe original. Și în altă parte am găsit mai scump. Tot original. Acum o să mă duc la contabilă să caut loc de parcare. Dacă ai găsi, dacă ai găsi, pe aici e, pe aici e, pe aici nu e, pe aici. Ha, uite că am găsit-o aici. Hau, hau, hau. Zup. Revenim direct de la Volvo. Și am rezolvat la asta, la contabilă. Au. Și acum mergem către Volvolesco. Să închide asta că după aia am de... Hai mă, oprește-te. Dă-mi mai așa puțin că mă vede Mr. Miliția. Domnul Boniț. Trebuie să mă dau cu prima bandă că vine unul. Ba nu mai vine, s-a băgat și el. Bă, ce pot să vă mai zic? Că e foarte frig afară. Săptămâna trecută când am făcut revizia și alea a fost super, super, super bine a fost. A fost o vreme de primăvară. Acum e o vreme de iarnă. Toată regula. Și acum mai avem puțin, suntem pe aici pe la Dacia, Renault, la Mărăcineni. Am 80 la oră, sper să nu fie poliția naivii pe aici. Am merlit-o. Mai și filmez. Stau cu telefonul, hau. Da, de filmat de ce nu mai prea pot așa? Nu mai am nici aparatura necesară, adică să fiu cu mâini libere. Acum totul se ține de un iPhone. Ceea ce filmez, nu mai bag bani în așa ceva, că eu, sincer să vă zic, nu am scos niciun ban din YouTube, eu cu e-mail, am făcut-o de plăcere și de fan. Și, na, cam asta e treaba cu... O să încerc, v-am zis, o să încerc să filmez mai des un pic, mamă ce mă doare mâna. Așa că, hai că mai am un pic și ajung să-mi iau furtunul la șmecher, o să vi-l arăt firar mama lui cum arată. Mă sună de la curierat. Revin. Stați că mă sună de la curierat. O să vă fac un vlog, cred că o să fac un nou canal de YouTube, mă gândesc, în care o să postez chestii de mașini. Adică mecanică, bam bam bam,
modificări, tuning, au, ce ziceți? Aștept mesaj acolo, comentarii, hai de capul meu ce bate vântul. Ia uite voi ce volveresc aici, ce dracu să stau? Ce mașini sunt astea? Beijing? Serios, Beijing? Ce e asta? Ce e asta? Beijing? Da, măi, doamne! Sufcaș, a venit nouă, nouă firmă aici. Mergem la Volvo. Alelelelelele. Hai că n-am să voi să filmez aici, că mă ia oamenii ăștia de urechi. Am făcut shopping haul. Jesus, pornit imediat. Bă, haide mă să vă arăt șmecheria. Uite, cam ăsta-i furtunul. Are ceva de genul ăsta, beau, miau, miau. De ce e scump? Că iese din chestia asta, vedeți, de aici. Mai sunt ca o chestie electrică. Și de asta, ăsta-i furtunul, hau, miau. Și, na, stai și viața mea. Și aici, domnul, a fost foarte drăguț. Și mi-a dat și mie niște de-astea, mă, ca precadou. Deci, big like pentru Volvo Buzău. Și, na, mă, ca să nu vă mint eu. Vedeți cât a costat? Ăla a fost. Revenim când o-i ploi pune. Azi nu cred că e foarte frig. Bă, e foarte frig, vedeți-mă. Și nu am chef. Perfect. Sau nu se știe. S-ar putea să-l pun. Au, interpolotrozaur aici. Băi, interesante SUV-urile astea. Jur, uite-te tu ce mișto sunt. Vezi? Ceva chinezării, mă gândesc că sunt. Ăsta e negru, e mișto, și ăsta verde la fel, e super mișto. Sufcar. Revenim! Am ajuns în casă. M-am schimbat în hainele astea din Ucraina. E așa de frig încât îmi arde fața. Am fost de-am tăiat niște lemne, că, na, e frig, domnule, e frig. Maimuța asta s-a uitat la mine, iurea. Ce vrei? Îți vezi fața? Uite-ți fața. Am venit să mă încălzesc un pic și acum mă duc să schimb furtunura. Uitați, doamne, uitați-vă. Dacă ați văzut așa ceva. De? Am dat un pic cu WD-40 de la... Dă-te fără o parte! Și mi-am pregătit lucrurile și să mergem să muncim. Să schimbăm ăla. Am ieșit afară. Bă, încă e bine la noi, adică nu ninge, nu plouă, a plouat aseară. Am tăiat lemnele astea aici frumos și pe alea, să anunță vremuri grele. Dacă ninge, nu mai stai eu pe zăpălău ca să fac. Stați mă, m-am zăpăcit. Cablu aici, mi-am adus 2-3 scule. Trebuie să desfac acolo. Să mă bag pe disup aici, să desfac după aici și hai să vedem. Am elicopter, dinero în buzunar. Caviar. Am elicopter, dinero în buzunar. Începem să tăiem astea. Bam.
și cu ăsta. Băieților, ca nu e adevărat ce găsești. Ce? Unde mi-a dat eroare? Căci... Băi, și aici mă curie osul. Ce m-a lovit, să mă... Și l-am scos. Și l-am scos pe făt frumos. O să văd care e problema cu el. Așa. Astea nu o să le scot pentru că o să-l trăs pe dedesubt și așa s-ar putea să intre praf în el și nu ne dorim treaba asta, să intre praf. Vă pun în continuare aici și vine nisoarea. Ce frumos! Fuck it. L-am șmenărit și cu ăsta. Se trag și aici un colier. Îl lăsăm jos aici la cam dată. Mamă, dai frig. A înghețat telefonul. Hai mă, că pun tot de staș. Te futu și ceapa, mă, te-ai pus în drumul meu. Am elicopter din aer în buzunar. Ni să le gătui, ni să le... să fie pus degeaba. L-am băgat, au colier aici, aici, colier pe interior, pe acolo, colier pe acolo, colier pe aici, uite, aia cu roșu. Sunt curios dacă o să pornească,
că i-am luat, am o baterie de cam prost. Da, ok, să meargă un pic. Welcome. Doamne ajută. A luat-o nenorocit. Bă, și o să iau și cardul. Unde-i cardul? Hai să vedem care a fost pârla. Bă, nu mai am niciun de ăsta, să-mi bat picior. Aici mi-a părea o eroare. Hai mă, merge. În fine. Minus un grad. Lăsăm să pornească pe băiat. Să mai meargă, de fapt, nu să pornească. Am pornit becurile, asta vreau să zic. Să ai de consumatori. No leaks. Adică fără scurge. Yep. Acolo nu fâstâie din cauza că pierde aer. Fâstâie pentru a se încălzi mai repede. Are o chestie acolo. Nu știu să vă zic că am uitat. Punem la loc. Le punem la loc. Frumos. Astea nu mă mai interesează. Astea trebuie să le arunc. Îl punem și pe ăsta la loc. Ăsta îl punem și pe ăsta la loc. Ha. Mi-am luat niște electrozi șmecheri. Că trebuie să sudești pe la remorcă. De aceea încă n-am plecat în cursă. Aici e un pachetel pentru șmecheria asta. O să... Stai așa, mă filmez pe mine, cred că sunt super nașpa. O să vă arăt și clip cu polonicul, cum o să modific la el niște chestii și alea, dar să se mai încălzească un pic. Ați văzut cum am schimbat conducta aia, îmi dădea o eroare pe AdBlue din cauza la Fortunachis. Ăsta, stai așa că i-am... Să-i pun și moțoțul ăsta de la ăla nou aici, la ăsta, la altul. O să-i bag eu ceva pe furtun. Încerc să-l salvez. Sper. Dacă nu, aia e. Ați văzut cât costă? Gata 1300 de lei. Cu tot pe TVA. Cam asta e în transport. Schimbi, dai bani, când ai strângi tu un pic de bănuți, îi cheltui. Dragilor, cam asta e cu schimbatul chestii și cu tot business-ul ăsta. Și dacă nu știi tu să ți le faci, nu poți să faci coromei. Până data viitoare, vă împac. Ciao.